cum oțel? Ce e oțel? Păi ăsta e numele, Titus Steel, bă, auzi. Aoleu, să mă rădici, ăsta mi-a zis oțel. Nu vorbeam engleză așa de bine și nu știam că stil înseamnă oțel. Eu știam că stil înseamnă stil, style, stylish, sunt șmechi, înțelegi? Prima mașină, toți eram acolo, hai, toți, 1, 2, 3, 4, 5, cât eram, hai cu ea și soțul ei filma. Și o să-ți povestesc cum am învățat eu să fiu actor cu adevărat, pentru că e foarte important și n-am povestit nimănui până acum. Început în 1995, știu că ai luat cel mai mare premiu din industrie, dacă poți ne povestești. Da. Orice am făcut în viața mea, am făcut cu succes, pentru că eu sunt un om de extrem în tot ceea ce fac. Crede-mă că au fost producții în care lucram 3 scene pe zi, 14 zile. Niciunul dintre noi n-am fost foarte potenți, adică lumea să-mi gândească că mergeam în set și eram toți așa și rupeam pereții și tot ce găseam. Cum nu, că eu așa credeam acum. Titus, am o întrebare grea tare de tot pentru tine. Câte femei ai avut la viața ta?